Se caută noi tehnologii pentru a rezolva problemele de mediu. O companie spaniolă a conceput un sistem pentru extragerea apei potabile din aer pentru a ajuta regiunile aride în care oamenii au nevoie disperată de apă. Inventatorul este un inginer de 82 de ani, Enrique Veiga, care a declarat că scopul său este să ajute oamenii. A inventat aparatul în timpul unei secete dure în sudul Spaniei în anii 90, iar acum poate fi de real ajutor în locuri precum taberele de refugiați care nu au apă potabilă. Hay sitios donde no hay forma de tener agua, no siendo el aire. El aire hay mucha agua. Hay quizá tanta agua, no tanta como en el mar, pero hay una cantidad importantísima de agua que hay que aportar. De eso vemos ahí la cantidad de lluvia y de temporales que hay en el mundo entero. Entonces nosotros la máquina lo que hace es reproducir el ciclo del agua. Toma aire, el aire del ambiente, que puede ser distintamente. Las características principales de la máquina es que puede trabajar en ambientes desérticos, con temperaturas de 40 grados y más, y humedades de un 10. Dispozitivele fabricate de compania sa, Aqua Air, livrează deja apă curată și sigură către comunitățile din Namibia și către o tabără de refugiați libanezi. Și în satele din Namibia oamenii au fost uimiți, nu au înțeles, întrebând de unde vine apa. Mașinile folosesc electricitate pentru a răci aerul până când se condensează în apă, valorificând același efect care provoacă condens în unitățile de aer condiționat. În timp ce alte generatoare de apă bazate pe o tehnologie similară necesită umiditate ambientală ridicată și temperaturi scăzute pentru a funcționa eficient, mașinile Veiga funcționează la temperaturi de până la 40 de grade Celsius și pot suporta umiditate cuprinsă între 10% și 15%. O mașină mică poate produce 50-75 de litri pe zi și poate fi transportată cu ușurință pe un cărucior, dar versiunile mai mari pot produce până la 5.000 de litri pe zi. La meta es ayudar. La meta es llegar a esos campos de refugiados donde ves que no hay agua para beber y darle de beber a toda esa gente. Ahí en Namibia, en los poblados donde nos hemos ido con la máquina, se han quedado maravillados, no entendían y nos preguntaban, oye, ¿por dónde le echan el agua? ¿Por dónde le echan el agua? No, ese es nuestro ideal, nuestra no solo es hacer una máquina que sea efectiva y que funcione, ¿no? Sino que sirva, y que sirva para eso, y sobre todo esa gente que vemos en esos reportajes que hay, que tiene que andar kilómetros y kilómetros para coger agua y hacer pozo. Nat Vung, refugiat vietnamez din Elveția, s-a alăturat cauzei după ce l-a întâlnit pe Veiga și a vizitat o tabără de refugiați lângă Tripoli, în Liban, în 2017. El a fondat o organizație non-profit, Water Inception, care a adus în tabără o mașină de 500 de litri pe zi. Funcționează frumos, sunt foarte fericit, a spus Nat, care acum strânge fonduri pentru instalarea panourilor solare, pentru a reduce costurile cu energia electrică și pentru a reduce impactul proiectului asupra mediului.